Două atacuri teroriste în mai puțin de 8 ore au lovit Spania. 14 oameni au murit și peste 100 au fost răniți la Barcelona și la Cambrils, după ce mai mulți teroriști au intrat cu două vehicule în grupuri de oameni. Trei români se numără printre persoanele rănite la Barcelona. Atacatorul din capitala catalană, un adolescent de 17 ani, a scăpat și este căutat acum de poliție. Patru persoane au fost arestate, suspectate de implicare în atacuri. La Cambrils, forțele de ordine au ucis 5 teroriști care aveau veste cu explozibili. Presa catalană susține că autoritățile primiseră informații încă de acum 2 luni de la serviciile secrete americane cu privire la eventuale atacuri teroriste. Avertizez că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Scene șocante într-una dintre cele mai populare destinații turistice din Europa. În centrul orașului, o dubă albă a secerat fără discriminare oamenii care mergeau pe trotuar. Șoferul a mers în zigzag sute de metri cu scopul de a ucide cât mai multe persoane. Oameni întinși pe jos, unii fără suflare, alții cu răni grave, bărbați, femei și copii deopotrivă. Eram pe bulevardul Las Ramblas, am auzit o mașină venind. Mulți oameni au fost doborâți de acea dubă. Erau oameni întinși pe jos, pe stradă. Mesele, paharele, tăvile, toate au fost doborâte. Polițiștii înarmați care împânzeau centrul orașului au intrat imediat în alertă. Oamenii au început să fugă din zonă sau să se baricadeze în magazine, restaurante și hoteluri. Atentatul din Barcelona a fost revendicat de gruparea Stat Islamic. Victimele provin din cel puțin 34 de țări, inclusiv România, căci zona Las Ramblas este arhiplină de turiști în această perioadă. Multe persoane, printre care și copii, sunt încă date dispărute de cei dragi. Sunt consternată. E incredibil să vezi polițiști plângând. La 10 minute după ce au sosit acolo, toți polițiștii plângeau. Nu am văzut niciun obraz uscat. Vinovat pentru acest carnagiu este Musau Kabir, un cetățean spaniol cu origini marocane. Adolescentul a furat actele fratelui său mai mare, Driss, ca să închirieze duba folosită în atac. Driss a predat poliției după ce a văzut că fotografia sa apare în toată presa. Musau Kabir a scris mai multe mesaje pe paginile sale de socializare în care a amenințat cu moartea infidelii. Cel de-al doilea atac terorist a avut loc la miezul nopții, la 100 de kilometri la sud de Barcelona. La Cambrils, o femeie a murit și 6 oameni au fost răniți, printre care și un polițist, după ce au fost loviți de o mașină în care se aflau 5 teroriști. Automobilul s-a răsturnat în urma impactului, iar atacatorii au fost împușcați mortal de poliție. Toți purtau centuri cu explozibili care s-au dovedit a fi false. Am auzit dintr-o dată pac, pac, pac acolo în port. Oamenii au început să țipe după împușcături, polițiștii țipau, toată lumea striga. Jihadiștii de la Cambrils ar fi fost sub influența stupefiantelor. Unul dintre ei a fost lovit de gloanțele poliției, s-a ridicat și a fost împușcat din nou. Atacurile de la Barcelona și de la Cambrils ar avea legătură, suspectează autoritățile, cu un alt incident petrecut miercuri seară. La Alcanar, o casă a fost distrusă și o persoană a murit după ce mai multe butelii au explodat în locuință. Poliția crede că aici teroriștii încercau să fabrice o bombă artizanală. Premierul Spaniei a făcut apel la unitate în aceste momente și a anunțat 3 zile de doliu național. Din păcate, noi, spaniolii, nu suntem străini de durerea produsă de terorism. În trecut am mai suferit asemenea lovituri, dar știm că teroriștii pot fi înfrânți. Ei pot fi înfrânți prin unitate instituțională, cooperare în interiorul poliției, prin prevenție, susținere internațională și prin voința de fier de a ne apăra valorile, democrația, libertatea și respectarea drepturilor omului. Un moment de reculegere a fost ținut vineri dimineață la Barcelona, în piața Catalonia, în memoria victimelor tragediei. La eveniment au participat regele Felipe al IV-lea și prim-ministrul Spaniei. După încheierea momentului solemn, oamenii au aplaudat minute bune și au scandat: "Nu ne este teamă!"